Bună seara și bine ați revenit cu draga profa mea pe exerciții de matematică, probleme de matematică la geometrie. Da, tema pentru a clasă, clasa a șaptea, tema pentru acasă, da? Tema pentru acasă. Bun, problema 17 de la 122. 17 de la 122. Fie ABC de un trapez. ABCD. Trapez cu AB paralelul cu CD. Deci în ipoteză, da? Da. ABCD trapez. AB paralelul cu CD. CB. Paralelul cu CD. CD. Și AB egal de 2 ori CD. Deci AB e mai mică. AB egal de 2 ori CB. CD. 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 Punctul. Dacă E este mijlocul laturii AB, avem încă ea aparține mijlocului AB, adică e pe interior. Ea aparține, aparține lui AB, scrim la mijloc, da, cu virgulă, AE, congruent cu EB. Congruent cu EB. Și CE intersectează DB. CE intersectează DB în egal O, în O. Și AC intersectează DE. AC intersectează DE. În Q. Egal punctul Q. Concluzie. Arătați că AB egal 4QO. 4QO. AB 4QO. Să facem figură. Corect. Deci luăm un trapez ABCD în care AB e de 2 ori CD. CD-ul e mai mic, nu? Asta îți spune. Da. Ce AB-ul e... AB e de 2 ori CD, da. Deci AB-ul e mai mare, e, da? E mai mare, da. Altfel spus, iată așa facem. AB, am luat-o de 2 ori. CD. Nu am zis că e sus C, nu am zis nimic, nu? Nu, trapez, da. AB e de 2 ori CD. E în mijlocul lui AB. E mijlocul lui AB. E. Și în cât aia, da? Și ce e intersectează de B? Ce e? Intersectează de B? Nu. Punctul O. Iar AC intersectează de E. AC. Cu alte cuvinte, diagonale. AC intersectează de E egal punctul Q. DE intersectează, domn profesor, nu DB. AC-ul. DE, D... E. E, așa. Nu, AC a dus-o bine. DE-ul trebuie să mai duce. Așa, DE. Asta e dus. Ăla este Q. Q. Așa, să arătăm că AB e de 4 ori pe Q. QO. AB e de 4 ori QO. Atât, nu? Da. AB de 4 ori QO. Desfacem ipoteza. Sigur că da. Scrieți. Ați... Ați o figură? Nu că nu. Doar da, eu. Acum gândim. Nu degeaba eu e la mijlocul lui AB. Nu degeaba ce e se intersectează cu DB într-un punct O. Și AC se intersectează cu DE într-un punct Q. Q e linie mijlocie, deoarece... Care Q? QO. Linie mijlocie, deoarece... Trebuie să ai paralelism. Păi da, DC paralel cu AE. Cu AB, de fapt. DC cu AB, da. Da, și Q e la mijloc cu blue AE și DE. Nu zice că e la mijloc, zice doar că intersectează. Atâta. Doar Q... Nu zice că e la mijloc, numai eu zice că e la mijloc.
Luabe. Vezi? Aduce. Uite la ipoteză. Dacă aș avea de undeva informația asta că e la mijloc, aș fi nebunit de bucurie. Păi să luăm triunghiul. Dacă ducem și mijlocul lui de la... Dar trebuie să folosesc DC-ul, este jumătate din AB. Foarte tare, foarte tare. Și că eu e la mijloc. Ce înseamnă dacă DC-ul e jumătate din AB și eu e la mijloc? Cum este DC-ul cu AE? Paralel. Este paralel, sigur? Da. Dar încă în plus ceva. Dacă eu e mijlocul lui AB și AB-ul ăsta e de doar DC, cum este DC cu AE? Congruent. Deci de ce e congruent și cu AE? Uh-huh. Și de ce e congruent și cu EB? Uh-huh. Poți să spun asta, da? Da. Hai să folosim chestia asta. De ce e paralel cu AE? De ce e și congruent cu AE? Da. De ce AE e paralelogram? Asta e. Și diagonalele în paralelogram sunt jumătățesc. Excelent. Noi știm teoria. Da. Vedeți cum s-a declanșat? Rapid. Eu ce am făcut? Nu vedeam nimic. Dar tot am zis, măi, de ce e jumătate din AB și eu e la mijloc? Adică ce a spus autorul? De ce e cât AE și cât e B? Și dacă congruentă, de ce... Că paralelul e. Paralelismul este asigurat din trapez și congruente. Când două laturi opuse sunt paralele și congruente, figura este paralelogram. Și gata, duc că AE e un paralelogram. Deci nu-i paralelogram în figura mea. Diagonalele sunt jumătățesc. Exact. Da. Și dacă diagonalele sunt jumătățesc, uite Q la mijloc. Iată Q la mijloc, ce fericit sunt. Q la mijloc unde e. Da? Da. Și dacă ar fi și O la mijloc... Da, de ce e paralel și cu EB. Și cu EB. Și de ce e paralelogram? Și gata. Da. Și O e la mijloc. Și O e la mijloc. Și ia uite Q, O e la mijloc. Și pe tine nu am să te mai prins la lecții. Da? Așa, ca să știi. Pentru că suntem foarte interesați să vedem copiii cum... Corect. Deci, atenție, haideți să ne întoarcem. Adi, vezi cât de frumos este când deșurubezi problema? Da, dar eu vreau să zic că de ce e egal cu AB pe 2 și după aia rezultă că de ce e paralel și congruent cu AE și cum AE e congruent cu EB, rezultă că și de deci tu ai pornit bine, dar n-aveai clar că Q e la mijloc și O la mijloc. N-aveai de unde să rupi problema. Deci QO este linie mijlocie în ACE. QO este, ce știi despre linia mijlocie, Adi? Linia mijlocie unește vârfa 2000. Nu, nu. Nu mă. Vârful. Unește mijlocie la două lateri. Două lateri, da. Și paralelul cu DC. Da. Cu DC, da. Cu DC. Sau cu AE. Sau cu AE. Hai să zicem pe AE. Este paralel cu AE în triunghiul ACE și este jumătate din ea. Deci QO e jumătate din AE. E gata problema. Și dacă tot QO ar fi și jumătate din EB, păi, că DC e paralel cu EB și congruent. Deci, în triunghiul DEB, da. DEB, QO este din nou linie mijlocie. Uh-huh. Și QO este jumătate din EB, adică EB este de două ori QO, AE e de două ori QO, înseamnă că tot AB-ul e de patru ori QO și termină problema. Da? Atenție multă că aici, care a fost momentul în care ți-a plăcut să iei cel mai tare? Toate momentele. Unde privind la problema asta, n-am percutat. Eu mă așteptam să o faceți voi, nu să sară mie la problemă. Da. Deci voi sunteți cei care trebuie să gândiți. Cum credeți că s-a întâmplat în mintea mea derularea problemei acestea? Mai zici o dată? Da! Hai, te rog! Ia! Deci, de ce îi de două, îi AB pe 2 și rezultă că de ce e paralel cu AE? Așa. Și eu a fost luat la mijloc. Da. Important să spunem.
De faptul că eu îi luat la mijloc, înseamnă că de ce este cât A e și cât e B. Cât AB, da. Tot AB-ul a fost dat. Și rezultă că Q e la mijlocul diagonalelor. Nu, și... nu. Zicem așa. De ce? Datorită faptului că A e... E paralelul cu DC. Și congruent. Da, rezultă că figura DC e A... Paralelogram. E paralelogram. Fiind paralelogram, într-un paralelogram diagonalele AC și DE se înjumătățesc. Da. Apare pe Q. Q e la mijlocul atât așa, al lui AC cât și al lui DE. Corect. Pe de altă parte, figura DCB e... Este tot? Zi mai. Este tot paralelă și congruentă și DCB. Nu, este tot. Figura ce este DCB? A paralelogram. Tot paralelogram. Pentru că DC e paralel cu EB, pentru că e la mijlocul AB. Nu. Păi cum DC e paralel cu EB, pentru că e la mijloc? DC... E paralel cu tot AB. E da. Trapez. Și cu EB. AB da. Deci din trapez avem asigurat paralelismul. De ce cu AB? Dar scrie, domn profesor, în ipoteză. Ia păi uitat. tocmai, dar el vreau să înțeleagă că nu e paralel pentru că e la mijlocul AB. Bineînțeles. Deci argumentarea asta nu stă în picioare. Trebuie, adică, când deschidem gura și emitem cuvinte, ele trebuie să aibă o logică. Da? Trebuie să învățăm acest lucru. Poate să zic că autorul ne-a dat un trapez. Iau problema de la început. Ne-a dat un trapez. Ce știi despre trapez? Ne-a zis trapez în mintea. Trapezul are care? Două laturile opuse sunt congruente. Congruente? Nu, băi. Paralele. Așa asta că... Da, ea, ai avut și în proiectata așa. Deci, într-un trapez, laturile opuse, două sunt paralele. Și ne spune. Încă ceva. Zice trapez. Nu ne spune paralelism. Dar noi știm asta. Ascunde paralelismul. Dar ne spune, uitați-vă, poate, dar de paralelul cu CD. Poate mai mult. Dar dacă a spus numai trapez, el vine cu precizarea că AB paralel cu CD ca să știm cum să notăm cum baza notăm, mare corect. Și baza mică. Și mai dă, baza mare AB este egal cu de două ori DC. Foarte important. Teribil important. Înseamnă că DC... Și că E la mijloc. Și dacă eu îi la mijloc, înseamnă că s-a împărțit tot segmentul AB în două. Și cum el, AB, era de două ori DC, înseamnă că AE e cât DC și EB e tot cât DC. E în ipoteză. Da? Că am informația asta. Că eu este așa de cât de la mijloc. E bine. Și acum am zis, mă, ce îmi cere mie? Îmi cere să arat că QO, de patru ori QO, este cât AB. Asta îmi cere. Și că se măsură asta. Da. Dar patru ori. Nu mai demonstră, vreau să vă se măsură. Da, da. Patru ori QO este cât AB. Și acum, privind în triunghiul CAE, QO ar putea să fie linie mijlocie. Ar putea. Ce dovezi? Cum dar ce? Când, ca să o privesc ca linie mijlocie, îmi fac proiectul acum, în mintea mea, îmi derulez. QO ar fi de două, dacă ar fi paralelă, dacă ar fi linie mijlocie, QO ar fi jumătate din AE. Sau de două ori QO face cât AE. De altă parte, în triunghiul DEB, dacă ar fi QO în mijlocie, de două ori QO ar face cât EB. Și le-aș aduna, visez acum. Le-aș aduna și ar apa de patru ori QO face cât tot AB. Ce problemă am nerezolvată? Asta o am. Că QO este sau nu linie mijlocie. Trebuie să mă dau peste cap. Din alte... Te înseamnă că QE cât QE și cât două cât OB. De Q. Cât QE. Adică Q ăsta trebuie să fie mijlocul AC. Și mijlocul lui DE. Într-un paralelogram, de exemplu. Da? Și mijlocul lui CE. Pentru că eu am nevoie deodată pentru figura CAE, în triunghiul ăsta. Dar pe de altă parte, și în triunghiul DEB, el Q trebuie să fie și pe mijlocul DE și pe mijlocul DB. Și atunci zici, mă, și pe ăla și pe ăla, parcă ar fi ăsta, dacă aș putea arăta că figura asta de CEA este paralelogram, atunci diagonale se înjumătățesc și iată-l pe Q, pe mijlocul și lui DE și a lui AC.
dacă ar fi și celălalt de ce B e paragram, atunci eu ar fi și pe mijlocul lui D, B și a lui C e. Superb! Dar sunt astea paragrame? Nu știu. Văd acum, mă uit cu atenție și zic, de ce mi-e din trapez e paralel cu AB? Deci cu AE, că eu era pe. Da. De ce paralele și congruente, din cauza că AB ca mărime și eu în mijloc, două drepte, două laturi opuse paralele și congruente, îl fac pe ăsta paragram. Și chiar asta îmi trebuia. Și pe de altă parte, și de ce B este paragram. Corect. Din același motiv. Da? Iată că în felul ăsta îi dau drumul la problemă. Cine demonstrează? Tu! Este! Da. Bravo mie! Bun, bun, bun. Era pe rând de curios. Da. Demonstrații. Două puncte. DC e paralelă cu toată AB. Din ipoteză. Da. Din ipoteză. Bun. Cum e la mijlocul AB? Adică A e. A e congruent cu EB. Rezultă din cele două că... Tot din ipoteză și asta, da? Da. Ce rezultă? Rezultă că DC paralel cu AE. Da, DC paralel cu AE. Bine, întâi am să scriu congruentă, că am apucat să pun ăstea. DC congruentă cu AE, da? Da. AE și tot DC e paralel. Și EB. Și de altă parte, DC e paralelă cu AE. Și DC e paralelă și cu EB. Bun, dacă avem că DC congruent cu AE și DC pare cu AE, rezultă... Bă, dar lasă să discutăm. Rezultă DC la EC paralelogram. Rezultă DC... Hai să scrie acolo, din 1 și 2 aș B. Deci pe care scriem și acum, care... Acum, o las numai ca să scriem că e paralelogram. Întâi de asta. DC congruent cu AE și DC paralelă cu AE. Dacă DC e paralelogram. Gata, acum, dacă DC e paralelogram, ce rezultă? Dacă DC e paralelogram, ce rezultă? Așa, din asta rezultă că D intersectează AC în punctul Q. Și asta înseamnă că legea rezultă că... Cine zice? Tu! Așa, și de aici rezultă că eu diagonalele se înjumătățesc și Q e la mijlocul diagonalelor D e și Q. Rezultă că DQ este congruent cu QE. Da? Da. Sau AQ congruent cu QC. Deci Q la mijloc. Da. Bun. Bun. După aia... Acum gata. Miruna. Avem și AQ de altă parte. QQ. AQ. Pe de altă parte, DC este congruentă. Congruentă cu EB. DC este congruentă cu EB. DC este paralelă. Și este și paralelă. Cu EB. Rezultă, DC e B paralelogram. DC e B paralelogram. Dacă e paralelogram, intersecția, diagonalele se înjumătățesc într-un paralelogram. Da. Și atunci DB intersectează, DB cum DB intersectează, C e O. Da, rezultă că O e la mijloc, D-O, congruentă cu O-B. Și deci O e mijloc. Și O e mijloc. Bun. Acum, între unghiul.
vom afla că ăsta e mijloc, că ăsta e mijloc. În triunghiul D, E, B. Domn profesor, o zis să luăm A, C, E. A, C, E, tot acolo e. Tot acolo e. Hai să luăm pe asta, ca zicem, din paralel cu A, E, că noi vrem să arătăm că asta e din patru ori asta. A, da? În triunghiul. Anca, zi tu, puiule. În triunghiul C, A, E. C, A, E. Avem A, Q, congruentă cu Q, C. Uite aici am spus eu, A, Q, sunt rezultate aici, congruentă cu Q, C. Avem A, Q, congruentă cu Q, C, da? A, Q, Q, C. Da, demonstrat. Așa. C, O, congruentă cu O, E. Adică și O e la mijloc. Tot demonstrat. Și din astea două rezultă. QO este linie mijlocie. Și rezultă că QO este paralelă cu cine? Da? Lăsați-o că cu AE, că drumul ăsta se vede bine la cameră. Acum. Și AE e egal cu, și rezultă că AE e egal cu de două ori Q, O. E bine, domn profesor? Deci, în mijlocie, ai paralele, ai E de două ori Q. La fel ai pe în triunghiul celălalt, ai făcut sau cum urmează să faci, nu? Pentru O? Nu, pentru în triunghiul D, E, B, zi-mi runa. Așa. În triunghiul. În triunghiul D, E, B. Avem. Avem D, D, E, B. Avem D, E, congruentul cu E, B. D, E, B. Avem D, Q, congruentul cu Q, E. Așa, da. D, Q. Demonstrat. Da, D, Q, E. Demonstrat. Și Q, O, congruent cu E. Și Q, O, că îți trebuie D, O, D, O, B. Cu O, B. D, O, O, B. Mamă, uite la triunghiul care l-am luat. D, E, B. Avem D, Q, cu Q, E și D, O, cu O, B. Unde ești? Q O congruent cu O B. Rezultă că Q O este paralelă cu E B și rezultă că E B egal cu de două ori Q O. Suprimem pe ăsta. Suprimem pe ăsta și pe ăsta. Mai am și sus. Așa, e două. Și ăsta. Ăsta 1 și ăsta 2, domn profesor. Exact. Din 1 și 2. Deci din 1 plus 2. Rezultă a 2 egal cu de parte. Eu a zis să le scriem, v-am mai spus eu că am preferă forma asta de redactare. Acum, pe de-o parte avem așa, 1, adică AE egal cu AE egal cu de două ori QO și a doua EB egal cu de două ori QO. Tragem și le adunăm. Tragem linie și le adunăm, asta înseamnă că AE plus EB, care înseamnă AB, AB egal cu AE plus EB, ar trebui să pună în dreptul... Nu, să se înțelege așa, da. Egal de 4 ori... Este egal de 4 ori QO. Și că la problemă. Ceea ce am avut de demonstrat. Da. Deci... Ca să aștept tabla, așteaptă mama. Și cu 18 cu crezi că voi aici la foc automat. Hai să aprindem lumina, parcă să vedea mai bine. Nu așa. Ați înțeles-o pe asta? Da. Vă
citesc problema? Așteaptă atunci. Ia și asta vine de domnul profesor. Să vă facă așa, eu vă redactez. Domnul profesor face figura, vă explică frumos. Povestim, discutați, eu doar redactez. Planul de lucru. Asta înseamnă asistentă, nu altceva. Cum e? Este așa frământat să ne-i rog. Nu, nu, profesor, nu, nu. Aceea da. Vă trimiteți la facultatea de matematică, știi? Da. Nu de alta mică, chiar am să iau examen. Da? Da. Bine. Adevărul este că ușor, ușor, fără să-ți dai seama, în afară de faptul că părinți și observi emoțiuni, dar partea didactică, asta încep să o prinzi, care este cel mai important. Sigur. Dictez probleme. Care? 18, dacă... Fie ABC de trapezii soșel. Deci, în importanță, avem ABC de B, C, D. Trapezii soșel. AB paralelă cu CD. Trapez. Isoscel. AB paralelă cu CD. Deci fixăm și noi că AB în paranteză AB paralelă cu CD. Și AB mai mare decât CD. AB mai mare ca CD, adică avem baza mare precizată. AB baza mare. Dacă AC este bisectoarea unghiului BAD. Dacă AC, așa. Așa. Bisectoarea unghiului BAD. BAD. Și măsura lui, unghiului A, D, C. A, D, C. C, egal cu 120 de grade. Așa. Aflați, concluzie. A mic. A, B, egal de 2 ori CD. A, B, de 2 ori CD. Asta repetată. Și B mic. A, C, perpendicular pe C, B. Pe ce? C, B. B. A, C, perpendicular pe C, B. Facem figura. Mi s-a spus că e vorba de trapez isoscel. Ce spune? Era zis trapez avem două laturi paralele și isoscel laturile... Și unghiurile de la bază. Ori unghiuri la bază. Laturile paralele congruente. Da. Foarte important. Știm cât e? Stai puțin să facem întâi trapez isoscel. Nu știu. Dar eu am acum clar un lucru. Când am zis trapez isoscel, e limpede. Laturile paralele congruente. Unghiuri la bază congruente, diagonalele diagonale sunt egale. Diagonale congruente. Diagonale congruente. Astea lucruri, mi s-o, deja mi s-o instalat. Deci, Adi, ce ți s-a instalat când am zis trapezii soșel? Da. Ce? Diagonalele sunt egale. Da. Două laturi sunt paralele. Da. Da. Și celelalte neparalele cum sunt? Congruente. Și unghiurile de la bază? Congruente. Sunt congruente. Bun. Deci astea lucrurile. Da, trapezii soșel. Așa că am să iau și eu. Bravo. Trapezul, adică asta două. Asta două paralele cu asta. Da? Și notăm aici A, B, C, D. A, B, C, D. A, C, bisectoarea lungă B, A, D. B, A, D. Acest. Are s-o brodit acum. Deci, acei bisectoare. Adică unghiul ăsta e cât ăsta. Da. Și măsura lui ADC, a lui ADC, unghiul ăsta e de 120. A lui ADC, dar suntem siguri că ADC fix încă? Sigur, că dacă zice că AC. Adică suntem sigur că trece. Păi zice că zice AC. Zice AC bisectoare. Exact, unghiul APC, UC și bisectoare. Deci chiar dacă în figura ta nu ți arată, unde ești pe acolo? Ce spui că unghiul ăsta și cu ăsta e complet? Am venit să o brodit aproape să fie bine. Și unghiul ăla din dâi de 120. Zice problema. Da. Să arătăm că AB e de 2 ori CD. Cum AB? AB e de 2 ori CD. Păi știm că unghiul C e de 120. C sau unghiul... D, C, B. Tot un D, C, B. D, C, B. Asta. Da. E congruent cu ăla. Da. Da. Și... Tot 20, da? Da. Ce poate?
pentru că AB e paralel cu DC avem unghiul din... Hai, insist, nu da înapoi. Deci trebuie să insisti pe idee, să vezi, s-ar putea să fie o idee bună. Deci, faptul că DC e paralel cu AB și poți să ai o secantă, apar unghiul de acolo, pe acolo, știu care. De că A, adică ăsta de aici. Cu că A, nu? Așa? Deci, de deci unghiul ăsta, de că A, de aici, e concret cu ăsta de aici, din motive clare, al termin de. Da, dar de că A e congruent A1 cu A2, cu... nu? Da, dar că A, B e congruent cu... Deci unul se pune A, deci unul aici. Nu, de altă... da. Nu A1 și A1. Parte, nu, A1 și 2. Parte, și 2. Pe de altă parte, se zicea că de A, că este isoscel. De? A, că e isoscel. Pentru că unchiul de că A e congruent cu unchiul că A, B, dar unchiul că A, B e congruent cu unchiul de A, că. Și atunci unchiul de A, că e isoscel. De A, că observă, Miruna, că triunghiul de A, că devine isoscel pentru că AC a fost dus în bisectoare, Miruna. Da. Insist. Fiind bisectoare, împărțit unghiul două. Iar unghiul de aici, hai să spunem C1, este cât A1, ca alterne interne, iar A1 e cât A2, deși iată că l-am prins pe C1 cu C2. Cu C1 cu A2. Care au fiecare câte 30 grade. Corect. Din ce motiv? Pentru că 180 minus 120 egal cu 60 și aici cu 2 egal cu 30. Mai puteai spune în altă parte că e unghiul ăsta de 30? Din alt raționament. Păi da, pentru că da, pentru că triunghiul trebuie să aibă 180 minute. Păi asta o zis Miruna. Într-un trapez sunt 360. Nu, 360. Ba da, cum? Trapezul nu-i paralelogram? Dacă sunt 360. Dar când am spus eu nu. Dar trapezul nu-i paralelogram? Trapezul este, nu-i în paralelogram. Nu-i paralelogram și el? Trapezul este doar cu două laturi. Două laturi paralele. Patru lateri. În patru latere. În patru latere. Asta am fost. Și un patru latere, totdeauna trebuie să ieși. Și minus 240 alea două de acolo, dă alea două concluente de jos. Unghiul A e de 60 grade. Deci A e de 60 și bisectoarea l-a împărțit în două. 60-60. Alt raționament pentru care să spui că unghiul ăsta e de 60. Pentru că avem 120 cu 120 care fac 240, 240... Așa a spus mama. S-a spus asta. Dar alt motiv. Păi 30 plus 30, că l-ai zis 30. Bun, alt motiv. Încă unul, mai vrea domnul. Al treilea motiv pentru care unghiul ăsta de fi 60. Totdeauna unghiul ăsta și cu ăsta adunate fac 180. Pentru că fiindele paralele, unghiul ăsta de aici și cât ăsta de aici ca fiind corespondente. Da? Da. Și în jurul unui punct, în jurul jumătății așa, cât fiind de prălăgire, fac 180. Adică ăsta și cu ăsta fac totdeauna 180. Și cum ăsta e de 120, da, asta rămâne de 60. Am zis alt motiv. Da, 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 da. Un alt motiv a fost la acesta care l-am spus acum, da? Mai este și altul? 60 împărțit la 2, 30. Ne deci ajung. 30 am 3 variante. Exact, care ne ajung 3 variante azi. Da. Bun. Bun, dar pe care te încerc că îl facem? Pe una. Da? Ducem mișul cu lua B. Ca să facem cât dracu' n-am pierd nimic. N-am făcut nimic până acum, da? Mă, e totuși avem niște informații importante, Miruna. Am că D-A cu D-C și cu C-E bun. Da. Deci astea toate trei în treiere, da? Da. E un lucru important. Ai putea să te lipești, să-mi spui cât e unghiul ăsta aici? Din 90. Sigur? Da. 120 minus 30, normal. Sigur că da. 120 tot, minus 30, deci ăsta am stabilit că e de 30. A, e de 90, ăla e de 30, înseamnă că AB e jumătate din CB. AB pe 2 egal cu CB. Cu CB. AB pe 2 egal cu CB. A, unghiul, cateta care se pune unghiul de 30 de grade. Adică este jumătate din ipotenuză. Din adică AB este de două ori CB-ul. Da. Dar CB-ul e congruent cu DC-ul. DC? Gata. Deci AB de două ori DC. Și gata. O soluție. Altă soluție. Mai vreau o soluție. Deci asta a fost rapid cu unghiul 30 de grade. Că triunghiul ăsta este dreptunghi de aici.
Nu? Și totul este perfect. Alte idei. Fiindcă se vrea să fie de ce jumătate în AB, mintea în fugit, se iau mijlocul. Mai zis asta tu. Am zis să... Da, dar nu te-ai dus până la capăt. Tu zici cu eu da, și atât. Ce și e? Acum, și acum insistăm. Eu fiind la mijloc, ce e? Ce e? Da. Ce e unim cu ce? E ce este ce e în condițiile astea? Mediana. Ce știm despre mediana într-un cu cuvânt? A e cu cuvânt cu E, bă. A. A e cu cuvânt cu E, B și cu E, A. Da. Mediana într-un triunghi dreptunghic este jumătate din ipotenuză. Ei, dacă ai putea să arăți cât ce e este cât de ce, gata problema. Sau ce e... A, da, da, da. De D cât că e? Da. Păi dacă ducem D e, constatăm că D că A e paralelogram. Deci de unde știi că D că A e paralelogram? Au... Are doar două astea paralele. Da, da, au așa. Au ăla de 60. Ăla tot de 60. 120 și ăla mai rând de 120. A e cu. Și atunci e paralelogram, care are două unghiuri opuse congruente, două puteri. Stai așa că totuși nu m-ai convins de faptul că e paralelogram. Deci asta știu că e paralel cu asta, da? Da. Eu n-am făcut decât să urez pe ce cu E. Eu fiind la mijloc, da? Da. Cum ai tu, ce dovadă ai să-mi spui că în mod sigur astea două, de ce ar fi cât aie? N-am o dovadă. Atunci, două opuse paralele și congruente, le obligă să fie paralelogram. Da. Și avem ăla de 60. Atunci, hai să vedem dacă ăsta de 60 m-ar ajuta pentru paralelismul de aici. Da, m-ar ajuta, pentru că au e congruent cu C-ul de acolo. Cu C-ul. Cu C-ul, 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 mama. Iruna, unghiul de 90 de grade am vorbit. Da. Că ce e mediană, am vorbit. Da. Că ce este jumătate din AB, am vorbit. Da. Adică ce este cât, cât e B. E. Și atunci dacă ce e este cât e B, triunghiul ăsta este isoscel cu vârful în E. Fiind isoscel cu vârful în E, și unghiul ăsta fiind de 60 de grade. Și ăla e de 60. Toate laturile sunt egale. Deci asta, de echilateral. Devine echilateral. Adică, iată pe ce e egală cu ce B. Da? Dar ce B e egală cu DC. Și ce e egal și cu AE. Uh-huh. Și cu DC. Și cu DC. Ce e cu DC n-am spus încă. N-am niciun motiv. Dar ce B e cu DC. Dar DC este cât de A. Și cât ce B. Și cât ce B? Laturile paralele sunt congruente. Și cât ce B, da. Da. Deci, e clar că figura asta devine paralelogram, dar devine și romb. Da. Devine romb. E paralelogramul în care se întâmplă ca la două laturi apropiate să fie congruente. Iată ce aș fi cerut eu. Aș fi cerut în plus în problemă să se arate cât de ei perpendiculară pe AC. Trebuie să arătăm că e romb și într-un romb perpendiculare. Într-un romb diagonale sunt perpendiculare. Deci, practic, obligam să dovedim, să spunem că e romb. Adică și paralelogram și două laturi vecine congruente, e romb și atunci diagonale sunt perpendiculare. A, și vor doar a ce perpendiculare de CB. A, dar noi asta am și arătat pe unghiul din nou. Am arătat, dar problema e făcută. Ce am mai făcut acum a fost... Să facem pe prima, pe primul mod, pe primul mod, pe primul mod. Primul mod nici nu mai știu care a fost. Da, cât timp s-au discutat aici, că nici nu mai știu. 120, 120, 60, 60, atunci unde era din 90. Deci 120 am zis. Da, tot ăla e tot 120, DKB. DKB e tot 120. Tot 120. Atunci KB are 60, pentru că e în suplement. Da. Când vedem într-un unghiul dreptunghi, domnul DGA. Da, tot 60. Că atât au pus unghiul în 30, DGA. Și atât cu jumătate din ipotenuză. Tu vrei varianta asta? Da. Deci nu am niciun motiv să nu zic asta, dacă să fiu de acord. Sunt de acord. Deci, practic, după ce te-ai asigurat că unghiul ăsta e de 60, îndată, fiind bisectoarele împărțite în două, și atunci, în triunghiul ACB,
ai pe ăsta de 30, ăsta de 60, că tocmai am vorbit, și atunci a rămas ăsta de 90. Da. Sau, și dacă sunt 60, ăsta e de 30, atunci și ăsta e de 30, da, că sunt congruente. Da, avem variante mai multe. Și chestia asta, că 120 cu 60 fac 180 și ăsta în 230, este tot atât de rapidă. Cui treci la comandă și redactează-o? Mai profesor, nu puteam să spunem mai ușor că D-A e paralel cu C-E, mai duceam acolo... D-A, paralelă cu C-E? Da. Da? Puteam? Da. Hai, bine, așa. ADC este 120. Unde? Da, măsura lui ADC. Măsura unghiului ADC. Dacă 120 de grade, avem din ipoteza asta, da. Rezultă că măsura lui DAB egal 60 grade. DAB, dar de unde? Da. Egal cu, măsura lui DAB egal cu 180 minus 120. Așa. Deci DAB egal cu 120. 80 minus 120 egal cu 60. Deci scriu toate lucrurile acestea. Da. Măsura lui cât a egală cu măsura lui DAB. Uite, Adi, tu ai înțeles de ce DAB este de 60? Da. O scris acolo 180 minus 120, dar nu știu de ce. O, păi pentru că triunghiul DAC este triunghiul... De ce pentru că suma unui unui triunghi este egal suma unghiurilor unui triunghi este egal cu 180 de grade. Da, dar ea nu s-a dus pe culoarea asta. Ea a mers așa. Pe care s-a dus? Uite cum am gândit. Vezi atât a scrie unghiul ADC. ADC din ipoteză. Da. Da, ADC 120. Da. Și atunci rezultă și atunci rezultă că DAB egal cu 180 minus 120. Adică... Eu n-am înțeles asta. A, pentru că toți acolo nu sunt o paralelă a, și de acolo. Poate ar trebui redactată chestia asta. Deci înainte de a spune rezulta asta, așa. Mai în urmă aș spune așa. AB paralelă cu DC. Da. Adică plec ABCD trapez. Așa scrie. ABCD. Deci, acum cum fac, domn profesor, de tot? Doar aici când rezultă. Aici, da? Așa. Și de sub să-mi scrie așa. ABCD, ABCD, trapez. Rezultă că DC paralelă cu AB. Isoscel? Trapez isoscel, poftim. Isoscel. Rezultă din asta că AB paralelă cu CD și că AD AD e congruent cu DC, da? Asta am tradus. Trapezii social. Acum, fructificăm ca AB paralelă cu DC. Din asta. Deci din aceea, la care mai adăugăm că A desecantă de deasupra. A desecantă și A desecantă. Din cele două acolade, două paralele de secantă formează aceste două unghiuri congruente ca fiind corespondente. Sau altfel spus, unghiul ăsta plus ăsta fac 180. Adică zicem, unghiul BA, măsura lui BA de, plus măsura lui ADC, ADC egal cu 180, da? Și am explicat de ce. Bun. De ce totdeauna la trapez se întâmplă așa? E diferent ce se va întâmpla. Pentru că unghiul de aici e congruent cu ăla deasupra. Corespondent. Ca fiind unghiul corespondente. Și atunci cum aici fac 180, de fapt ăsta și poți să fac la rândul la trapez, fac 180. Bun. Deci unghiurile, suma unghiurilor alăturate unei laturi neparalele, suma unghiurilor alăturate laturi neparalele, fac 180. Asta e lege. Da? Unghiurilor alăturate, da, laturii neparalele, fie acestea, fie în partea cealaltă, fac totdeauna 180 de grade. Bun. Și acum? Și acum, cum aici adaugi că unghiul, măsura lui ADC, măsura lui ADC este 120, acum pur și simplu înlocuim. Rezultă că măsura unghiului care e în general? De AC, de la E,
D-A-B sau? D-A-B. Da? Este egal cu 180 minus 120. Așa. Este egal cu 60 de grade. Acum e clar în redactare. Am plecat la faptul că e trapezisul scel. Am tradus și am semnat. Suma unghiului alăturate unui laturi neparalel fac 180. Cum ăsta e de 120, rămas că celălalt unghi, pe A de ce l-am înlocuit, A de ce cu cât cu 120, și rămas că B, A, D, B, A, D, tot unghiul ăsta, da, este de 100, de 60. Când, cum se redactase data trecută, nu prea era... Bun, acum AC de sectoarea unghiului B, A, D, sigur că da. Așa pornim, nu? Da, da, da. AC, cum AC de sectoare... bisectoarea unghiului BAD de sub BAD fiind de câte? De 60 de grade, da, adăugăm. A, și măsura lui BAD egal cu 60 de grade, rezultă că unghiul DAC, da? Măsura DAC egală cu măsura unghiului CAB, da, egală cu 30 de grade. 30 de grade. Bun. Și acum. Important. În triunghiul ADC, în triunghiul ADC. În triunghiul. În triunghiul ADC avem acolo AD. Avem. ADC, măsura lui ADC e egală. Măsura lui ADC egal cu DC 120. Nu, ADC, da, corect, 120. Măsura lui dedesubt. DAC. Măsura lui DAC. DAC. Egal cu, cât am zis, cu 30. 30. Este scris, egal, da, cu 30. Acolada rezultă din aceste două, că măsura celuilalt unghi, DCA. DCA. Măsura lui DCA. Egal cu 180 scăzut celălalt două unghiuri adunate, fac 30 de grade. 30 de grade și asta. Fiind 30 de grade, da, în triunghiul ăsta ADC avem două unghiuri la bază 30 de grade. Deci asta putem spune că triunghiul ADC e isoscel. Rezultă că triunghiul ADC e isoscel. Așa ca un rezultat. Nu știu, da, dacă ne va folosi. Bun. Dar acum l-am găsit pe DCA de 30 de grade. Pentru că e isoscel, e important, profesor, că DA e că DC. Sigur că da. E foarte important. E să trage. Rezultă că DA congruent cu DC. Corect. Noi asta ne trebuie. Subliniem așa ceva, am găsit. În... știam că un tot unghiul DCB, DCB este cât? De 120, da? Deci măsura lui DCB scriu aici. Da. Măsura, măsura lui DCB. D, C, B. Zi adunțul. Cât e? D, C, B. D, C, B. Unde e D, C, B? D, C, B. D, C, asta? 120. 120. Bun. Iar DCA cât este? D, C, A. Iar măsura lui... DC am demonstrat, da, uite-o, își 30. DC A, egal cu 30 de grade. Din astea două, scădem. Rezultă, scădem și rezultă că măsura lui AQB. Măsura lui AQB. În cât e adusul? AQB de 60, nu 60. 120 minus 30. De 90. 90 de grade. Grade. Asta, da, spune că AC. Deci rezultă că AC, AC e perpendiculară pe, pe cine? Pe BC, pe BC, da. Și am demonstrat punctul B. Punctul B, wow, e rezolvat, da? Bun. Acum trebuie să mai arătăm că AB egal cu 2 ori CD. Bun. Păi avem că... păi AD e odată e cât CD. Da. E congruent. AD. AD. AD e cât CD. Da. Da, avem că AD e cât DC și DC egal cu CB. Da, da, AD e cât CD e și cât CB, că ăsta-i trapezi isoscel. Sigur, uh-huh, că da. Și în triunghiul CAB dreptunghic. Așa, ne ducem acolo. Deci așa. În triunghiul, redactă, în triunghiul. Deci în triunghiul. În triunghiul. AC, B,
care are măsura unghiului ACB din 90 de grade. Și mai adăugăm că CAB, măsura lui CAB e de 30. Da, și mai avem demonstrat de noi că măsura lui CAB egal 30 de grade. Dar ce știm, într-un triunghi dreptunghic, cateta opusă unghiului de 30 de grade este... rezultă că CB este jumătate din ipotenuză, da? Egal cu AB pe 2. Egal cu AB supra 2. De aici rezultă da, că B 2 ori CB. Da, da, 2 ori CB. 2 CB egal cu AB și gata, am demonstrat. Da, 2 CB. Rezultă că de 2 ori CB. Egal cu AB și gata. Da, noi trebuie să arătăm că de 2 ori CD. Ei, da, CB am zis că e egal cu DC. Da. Avem că CB este cât DC. CB de ce și cât AD? Da. Am spus asta, da? Și aici congruent cu CB. Așa, și atunci înlocuim pe CB cu DC. În loc de CB vom pune DC. Și avem de aici că rezultă că de două ori CD este egal cu AD. Ceea ce trebuia să demonstrăm la punctul A. Terminat. În final, spunem că problema asta avea mai multe variante de rezolvare, da, mai multe soluții. Și mai avem o problemă, da? 25. Gata, să facem și pe aceea. Facem repede și pe asta. Da, să vedem timpul. Opri și dă-l spune.